spune Dinamo. Și Dinamo pentru mine e ca un lucru sfânt. Nu e ușor să pierzi copilul. Nu-mi doresc nici la cel mai mare dușman al meu. Cătălin a fost un războinic, pot să spun, un războinic. Nu era foarte tehnic, dar era luptător și nu vrea să piardă. Trebuia să fie învingător, așa a crescut el. Și în clubul Dinamo, pe aici nu se trece, cam asta era, pe aici nu se trece. Vreau să vă spun că la noi în familie am vrut să fim mereu învingători. Învingători. Și i-am explicat și nepotului meu și băieților mei, cel mai mult băieților mei, amândoi. Tată, în viață, dacă vrei să realizezi ceva, trebuie să lupți în teren, să demonstrezi ceea ce știi. Chiar dacă nu ești foarte talentat, dar prin muncă se poate trece peste ele. Deci dacă se pierdea meciul cu Steaua, nu putea să discutăm, nici nu mă duceam la el să vorbesc cu el. Îl ocoleam, că era rău de tot, nu se putea vorbi cu el. Și încercam, hai mă tată, hai să vedem unde s-a greșit, ce ne-a greșit, ce a făcut. Dar el mereu a spus că trebuie să câștigăm orice meci. Nici nu m-am gândit vreodată să ajung acolo. Și când l-am văzut că l-a luat la europene, zi, tată, ai atins o performanță, indiferent că joci sau nu joci, că nu toată lumea joacă, dar trebuie să înțelegi că dacă te-a chemat acolo, înseamnă că ai o valoare, nu ești nimeni. Exersa mult. Nu știu copiii în ziua de astăzi dacă fac atâtea exerciții, dar copilul meu, de când se scula până se culca, dormea cu mingea în parc. Cea mai mare bucurie a mea când îmi vin toată galeria la mine acasă și se duce la băiatul meu și cântă despre el și vorbesc despre el numai lucruri frumoase. Niciodată nu m-am așteptat la să fie atât de iubit. El mereu spunea că pe mine nu mă iubește lumea. El credea că e așa undeva departe așa, dar cu timpul în acești 14 ani am văzut că nu l-a uitat
și mereu îi pomenește numele și vorbesc despre el și e simbolul lui Dinamo. Asta cred eu. Pe o parte e și bucurie, dar pe o parte e și tristețe, că el nu mai e, dar mă bucură foarte mult ce strigă ei și cum se manifestă ei și îi văd aici când vin. Știți, cea mai mare bucurie a mea e când vin aici, uite, acum fac 14 ani, îmi vin acasă și vorbesc despre numai lucruri și mă întreabă ce a mai făcut, cum făcea acolo, cum... Tot, dacă pot să le povestesc, multe nu pot să le povestesc, le țin pentru mine, dar galeria l-a iubit mult de tot. Nu m-am așteptat la asta.